Campania Shoebox, cadoul din cutia de pantofi, va demara pe 1 decembrie, iar de pe 16 decembrie va începe distribuirea cutiilor strânse de la persoane care doresc să ajute copiii, dar și adolescenții cu situație precară. Shoebox 2014, cadoul din cutia de pantofi, își propune să ajute copiii care au fost mai puțin norocoși decât noi și îi vom ajuta cu un cadou sau îi vom face fericiți. Conținutul cutiei trebuie să fie variat, însemnând jucării, dulciuri în termen de valabilitate, iar nu iaurt, compot, fructe sau sucuri, articole de îmbrăcăminte, cărți rechizite, obiecte de igienă personală sau alte obiecte utile sau care ar produce bucurie unui copil sau unui adolescent. Cutia se pregătește astfel. Capacul și corpul cutiei se învelesc separat în hârtie de cadou. Oamenii se prezintă la centrul de colectare Shoebox cu cutia deschisă, pentru ca voluntarul să poată verifica întreg conținutul acesteia. Ceea ce nu este potrivit, va fi înapoiat persoanei care a adus cadoul pe loc. În prezența acesteia, cutia se sigilează și se lipește eticheta băiat versus fată și vârsta. Dacă aveți acasă o cutie de pantofi, mergeți la primul magazin, cumpărați câteva dulciuri, o hăinuță, poate chiar și produse de igienă, niște hăinuțe, le împachetați frumos în cutia de pantofi și o aduceți aici la noi. De menționat este faptul că în campania Shoebox, cadoul din cutia de pantofi, nu sunt acceptați saci de îmbrăcăminte. Donatorii trebuie să aloce o atenție deosebită obiectelor pe care le pun în cutia de cadou, acestea urmând să fie curate și să nu fie defecte sau rupte. În 2013 au fost strânse în Suceava 197 de cutii care au ajuns la copii cu o situație precară din Solca, Adâncata sau Călugăreni. S-au bucurat de cutiile de pantofi pline de jucării, haine și dulciuri și copiii și adolescenții din Brodina, dar și cei de la mănăstirea de la Podul Coșnii. Toate persoanele care doresc să contribuie la fericirea copiilor în preajma sărbătorilor de iarnă pot suna la numărul de telefon 0753 632768 și tu poți face un copil să zâmbească.